Salutare, prieteni! Astăzi vă voi arăta cum schimbăm Mac-ul plăcii de rețea. Eu am o placă de rețea oarecare integrată într-un chipset nou, într-un A55, un chipset foarte nou, ieșit acum câteva luni, 2-3 luni maxim. Și vă voi învăța cum se schimbă Mac-ul plăcii de rețea. Aplicația se numește Windows 7 WinMac Address Changer. Deschide un browser și vom intra pe Google, da, și vom scrie în căsuța de căutare Win7 Mac Address Changer. Vom intra pe primul rezultat. Voi o să dați download și o să-l descărcați. Mergeți pe Windows 7 Vista 64/78. Vom deschide aplicația. Aplicația arată cam așa. În caz că avem mai multe plăci de rețea, ni le va afișa aici și o vom seta pe cea care vrem să-i schimbăm Mac-ul de rețea. A mea este un gigabit, este o placă de rețea gigabit, aici vom seta sistemul de operare, Windows 7 de exemplu, și ne va băga aici cu 12. Eu Mac-ul meu l-am schimbat adineauri și am vrut să văd dacă merge. Vă voi arăta și cum aflăm dacă ni s-a schimbat Mac-ul. Deci haideți să vă arăt. Să scriem aici CMD. Se deschide linia de comandă și scriem aici Get Mac. Ne afișează Mac-ul, după cum vedeți, acesta este Mac-ul. Pardon, ce s-a deschis aici. Da? Acesta este Mac-ul. Da? Vom da aici Randomize. Acum acesta este Mac-ul nostru și noi vom dădea Change. Și acum ne spune să oprim și să repornim network adapterul. Noi mergem pe Start Control Panel sau Orb, ca așa se mai numește butonul, Network and Sharing Center. Pardon, pentru cei care o să aveți Control Panel-ul așa, este el pus pe categorii. Noi o să dăm pe Large Icons. Se vede și gurințele bine. Și mergem aici la Change Adapter Settings. Vom da click dreapta Disable. Da, lăsăm un pic și dăm Enable imediat. Mergem pe aplicație și dăm OK. Da? Și așteptăm să ne caute Identify. Ne identifică. Acum routerul îmi alocă mie o adresă IP pentru Mac-ul acesta și practic s-a schimbat. Vom deschide din nou linia de comandă și să vedem. Pardon, fără spațiu. Mac. Perfect. Ne-a schimbat Mac-ul cu cel de aici. Dacă închidem și redeschidem aplicația, vedem Mac-ul nostru curent. La opțiuni avem File, Tools. Aici avem Windows X Folder, Random Data Generator, Mass IP Locator. La Random Data Generator ne trimite pe site-ul producătorului și ne explică aici cum e treaba sau mai multe aplicații despre el. Pentru cei care ascultați acest tutorial, sper să-l ascultați. O să vreau să fac un tutorial despre cum se realizează un crossfire între placa video integrată și placa video dedicată. Dacă mi se solicită pe rubrica de comentarii, știu și eu, să ne creștem performanțele video folosind o placă video integrată sau și cealaltă dedicată, să le împreunăm pentru a obține o forță de procesare video mai mare, îmi scrieți pe rubrica de comentarii. Un comentariu este de ajuns sau mai multe și eu am să fac tutorial cu acel crossfire, practic așa se numește, vom face crossfire din placa video integrată, din placa de bază și cea dedicată. Cam atât a fost, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, la revedere!